încep cu o mărturisire. Să știți că dintre toate cele peste 30 de lansări Humanitas, aceasta a Ioanei Pârvulescu și a cărții ei, Cum continuă povestea, e cea pe care am așteptat-o cel mai mult. E și motivul pentru care, în afară de două vorbe de început, nici n-am să mai spun altceva și am să vin alături de domniile voastre ca să mă bucur ca un simplu spectator de o lansare. Iar cuvântul de început e o definiție pe care o dă Kundera poetului și care mi-a venit să îmi spun, mi-am spus în minte atunci când am citit-o, parcă a fost scrisă anume pentru Ioana Pârvulescu. Poetul este întruparea exemplară a omului uimit de propriul său suflet și de dorința de a-i da glas. Mai departe, vi prezint și pe invitați, Paduan cu Mircea Cărtărescu, Dance Mihailescu și, sigur, Ioana Pârvulescu. Paduan. Bună ziua! Mă bucur foarte mult să pot vorbi despre cartea aceasta și pentru că e cartea unei prietene și pentru că e o carte care îmi contrazice o prejudecată. De obicei, când se întâmplă să mai primesc cărți de literatură de la oameni care sunt minunați critici literari și care încep să scrie și ei literatură și mă roagă să vorbesc despre cartea lor, mărturisesc că am o difidență, o anumită mefiență, pentru că se întâmplă deseori să fie cărțile unor profesioniști ai literaturii care știu cum se face literatura și o fac și ei. Însă de obicei sunt lucruri cumva exsangue, perfecte, însă lipsite de viață. Foarte rar mi-a fost contrazisă ce-i drept prejudecata asta. Eclatant, de pildă, recent, acum vreo 2 ani mi-a contrazis-o Simona Sora cu un roman minunat, Hotel Universal. Cum continuă povestea este de asemenea o astfel de contrazicere eclatantă, pentru că Ioana Pârvulescu, deși debutase ca poetă cu o carte pe care eu nu o știu, este în cartea aceasta o poetă cât se poate de adevărată, de vie. E o carte care are toate calitățile poeziei. În primul rând, reușește să adune în jurul ei sau în conținutul ei atâtea lucruri dispare, atâtea lucruri diferite între ele, din niveluri diferite ale existenței, încât e limpede care e forța asta gravitațională a poeziei. Și o să dau exemplu. Adună, de pildă, SMS-uri. SMS-uri între iubit și iubită, jucăuși, legate de mașina de spălat, de spălatul cu mâna, și transformate într-o poezie erotică foarte delicată și foarte vie. Adună apoi lucruri complicate și dure, cum ar fi moartea tatălui. Un poem se ocupă cu tema asta atât de dură și de care, din nefericire, toți ajungem să ne lovim. Există poeme despre păianjeni. Poeme pline de o atenție tandră pentru păianjeni, care se întreabă, de pildă, cum îmbătrânesc păianjeni. Oare păianjenul începe să rateze musculițele, să nu mai facă pânza suficient de deasă? Oare țânțarii bătrâni nu-și mai pot înfige bieții colțișori în biata noastră piele? Sunt vreo 3 poeme cu păianjeni, foarte, cumva aproape franciscane, parcă ar fi scrise de, nu de o poverelă, ci de o poverela, cu atenție la celălalt și cu o capacitate de empatie care nu poate fi decât a unui poet. Sunt apoi poeme realmente răvășitoare. E un poem despre cel mai infernal lucru produs de mintea omului și care e conștiința lucrului că toate se vor repeta și că toate lucrurile lumii se petrec în același timp și că tu ești și victimă și călău în același timp. E un poem care mi-a adus aminte de un alt poem minunat al lui Mircea Cărtărescu, Din nimic, în care Mircea Cărtărescu are un fel de rugăciune foarte directă și fără niciun fel de eufuisme și de barochisme, care spune, omoară-mă cum vrei, dar fără tortură. Să nu fie, și apoi enumeră diferite moduri oribile de a muri. E un poem de asemenea și al Ioanei Pârvulescu, la fel de răvășitor când enumeră torturile și modalitățile astea oribile ale existenței, în care tu ești deopotrivă victimă și călău. Și asta e tot ce poate inventa mai infernal mintea omului. Iată câte lucruri, cum spuneam, dispare, pot fi adunate într-o carte de poezie. SMS-uri, texte despre tortură, texte mici poemașe de dragoste pentru păianjeni,
poeme despre moartea tatălui, asta în 49 de texte, pentru că e o carte scrisă în 7 calupuri de câte 7 texte, ca un jurnal cu câte un poem în 7 săptămâni, în fiecare zi a săptămânii. Sigur că și construcția asta în sine e sugestivă, dar nu o să mă apuc să fac acum numerologie. E, deci, o carte care are gravitația necesară a poeziei. Poate să adune în jurul ei toate lucrurile de care dă seama existența noastră. Mă opresc aici pentru că mai sunt, de fapt, urmează abia acum doi vorbitori cu adevărat minunați și, repet, sunt foarte bucuros că am putut vorbi la cartea unei prietene care este o poetă adevărată și cred că de acum abia, în mod secundar, este și un critic literar minunat.